Monitorul oficial este publicația oficială a statului român, al cărei prim număr a apărut în anul 1832 și reprezintă un caz singular în presa românească, având o apariție neîntreruptă. Monitorul oficial a devenit încă de la înființare un adevărat breviar al principalelor evenimente istorice, politice și culturale care au dus la apariția și evoluția României moderne. Alături de partea întâi, în care se publică legislația, au existat de-a lungul timpului, în structuri și cu un conținut variat, mai multe părți în care s-au publicat texte diverse, precum teatru, critică literară, disertații științifice și istorice, dar și anunțuri administrative, judecătorești, proiectele guvernului, dezbaterile din Parlament. Monitorul oficial s-a înființat în anul 1832. Are 190 de ani de apariție neîntreruptă, publicația oficială a statului. În ziua de azi, Monitorul oficial are 7 părți. Partea 1, publicațiile legislative, legi, decrete, hotărâri și alte acte. Partea 2, dezbaterile parlamentare. Partea 3, publicații, acte pierdute, pierderi de acte, de altfel. Partea 4, publicația agenților economici. A 5, contractele colective de muncă. Partea 6, achizițiile publice. Partea 7, ceva similar cu partea 4, societățile cooperative. În 1832, vorbim numai de monitor oficial de partea 1. Pot să prezint la 100 de ani ce au scos predecesorii noștri la 1932? Pentru 100 de ani în urmă, o realizare tipografică exemplară și cu imagini color și cu alb-negru și cu planșe, ceea ce aproape nici în ziua de azi nu sunt multe tipografii care realizează așa ceva. Toată istoria monitorului oficial de la începuturi până în ziua de azi a fost fără întrerupere. Au fost războaie. Monitor oficial, practic, înseamnă istoria României. Începuturile editurii monitorului oficial se contopesc cu cele ale publicației. Începând cu anii 90, editura Monitorul oficial a reluat publicarea operelor care promovează cultura națională. În 1932, la 100 de ani, Monitorul oficial avea 4 imprimerii. Imprimeria centrală, imprimeria de la Chișinău, fabrica de timbre și imprimeria națională. Bineînțeles, a urmat perioada comunistă, s-au întâmplat multe în istoria noastră. În momentul de față, Monitorul oficial este, în afara celor 7 părți care am spus că se publică, are o editură. O editură care publică carte legislativă, coduri, publică albume de artă, publică cataloge și multe lucrări editoriale care pot fi comandate de terțe persoane sau în colaborare cu muzee. Muzee mari, vorbim de muzeul colecțiilor de altă, Muzeul de Altă al României, Muzeul de Istorie, Muzeul de la Constanța. Acum nu aș vrea să scap ceva, dar pot spune că ne mândrim cu lucrările care le scoatem pentru muzee, adevărate albume de artă. Știu că aveți aici pe masă o carte din colecția Eminescu, realizată în colaborare cu Academia Română. Da, am început această colecție cu fostul președinte al Academiei Române, Eugen Simion, cu primele 3 cărți Eminescu. Au urmat încă 2, am avut aproape seria completă Eminescu în 5 volume. Ce v-am arătat aici și mai vreau încă o dată să vă arăt este acest volum a fost scos cu ocazia celor 250 de volume de autori români, dar și internaționali,
și din clasici și contemporani. Este o hârtie tip Biblie, este un produs cumva asemănător cu colecția Pleiad. De asemenea, colaborați cu multe edituri importante. Dacă tot discutăm de edituri, vă spun că eu sunt în această instituție din 1992, la un an de la înființare. Primele lucrări care au început să fie editate, tipărite pentru edituri, au fost Humanitasul, carte broșată, cum se numește, adică cartea flexibilă, și carte legată pentru RAU. Mai departe au început editurile enciclopedică. Pot să vă spun că tipografia Monitorul Oficial este o tipografie comercială. Editurile pot solicita cereri de oferte dacă prețurile sunt convenabile pentru toată lumea. În vara anului 1992 am fost contactat. De fapt, contactat. Cred că așa a fost să fie, ca să spun. Fostul director editorial Dumitru Ioncică edita Constituția României în română, franceză, engleză, germană, spaniol. Acest produs trebuia scos repede și scos prin intermediul calculatoarelor, nu al tehnologiilor clasice de culegere de plumb și tot procesul care urma mai departe. Fiindcă în momentul ăla în București eram printre puținii care puteam edita tipuri de broșuri, cărți. Asta chiar făceam în momentul ăla. Eu fiind inginer automatist de profesie, dar în 1989 a venit peste toată lumea și în 1990 ne-a schimbat profesia. Am ajuns din inginer de sistem la calculatoare să fac cărți. Tot pe calculator, dar pe calculatoare PC. Am editat Constituțiile și a trecut o perioadă de vreo 2-3 luni de zile în care directorul general, doamna Eugenia Ciubâncan, Dumnezeu să o odihnească, m-a chemat și m-a întrebat dacă pot să fac un ziar. Partea a patra, care era un tabloid, în 16 pagini, publicațiile agenților economici. Era o explozie în momentul ăla, după 1990, de înființări de societăți comerciale. Ele trebuiau publicate. Ca orice act în România, trebuie să fie publicat, să fie funcțional și să intre în vigoare. Nu vorbim de legi de către, dar și înființarea unei societăți comerciale însemna același lucru. Și am produs acel ziar, să-l numesc, tabloid, da? Pe calculator. După ce am realizat primul exemplar, să spun, momentul vremii, nu existau imprimantele A3, erau imprimante A4, decupam, tăiam, făceam un montaj, cum să lipituri cu scoci ca să poți să faci o pagină, a fost prezentat și a urmat propunerea de angajare și am venit la Monitor Oficial. Am venit la Monitor Oficial, am început activitatea cu 7 calculatoare de culegere la vremea aceea, Macintosh, LC se numeau, un calculator de paginare, cam asta era și este și în ziua de azi, raportul de număr de procesator de texte, culegător, cum se numeau înainte, și numărul de paginatori, 6-7 calculatoare pentru un calculator de paginare. Și am trecut la partea cea mai grea, la Monitor Oficial, editarea părții întâi. Partea întâi, care este un, știți, partea întâi a Monitorului Oficial, legi, decrete, hotărâri și alte acte, nu este asemănător cu celelalte părți. Un text pe coloane care prezintă orice se discută în cameră, dezbatele parlamentare, sau publicația agenților care sunt anunțuri tip. Ele diferă în funcție de tipul actului. Legea se paginează într-un fel, decretele într-un alt fel și celelalte acte, decizii, alt tip. Fiecare au un alt tip de așezare în pagină.
Oamenii trebuiau învățați cu calculatorul. Ca să înveți să lucrezi cu calculatorul, trebuia să știi calculator, să înțelegi ce faci față de cum era în tipografie, culegerea cu plumb, zețăria, punerea în pagină, strângerea și procesul vechi tipografic. Și asta am făcut. I-am învățat să lucreze cu calculatorul. Oamenii din tipografia, să spun, clasică, au fost trecuți și pe noua tehnologie să învețe să lucreze pe calculator. Să culeagă textele, să-l pună în pagină, să învețe ce înseamnă un procesor de text, nu așezare de rânduri de plumb. Și am început partea întâi și cu celelalte părți în continuare. Așa a ajuns tipografia monitorului oficial să fie prima tipografie din România care a renunțat la plumb. Și în momentul 1992, toamnă 93, primăvară spre vară, deja nu se mai lucra cu plumb în monitor oficial. Deci e un punct de cotitură. Un punct de cotitură care mie mi-a schimbat viața, de unde făceam ce lucram în, ca inginer de sistem la calculatoarele care la momentul ăla erau Felix, calculatoare cu benzi, cu discuri magnetice. Gândiți-vă, încăperea de aici este probabil cam o treime din ce însemna un calculator în momentul ăla, vorbesc de lungime și lățimea, cred că pe jumate, în care avea 256 de K memoria unui calculator. Kilo-octeți, gândiți-vă ce înseamnă când ai în ziua de azi harduri de tera și de 256 de K și 512. Erau, poate, în filme să mai vedeți așa ceva. Tipografia monitorului oficial este complexă și completă, aș putea spune. De la tiparul plan, în coală, tipar rotativ, toate tipurile de finisare. Broșură, carte broșată, carte legată, nu veți găsi în România. Toate tipurile de operații se poate fi făcute într-o singură tipografie. S-au continuat investițiile cu instalație completă automată pentru producerea cărții legate, această carte scoarță tare, cum se numește. Și am ajuns în ziua de azi să înlocuim din unele mașini care, după un ciclu firesc de 10 ani, urmează a fi înlocuite și s-au fost înlocuite. Știu că participați la târgurile de profil, de carte din România. Anul acesta la Bookfest am avut 3 lansări de carte. Am avut Farmacia Română, o istorie ilustrată a lui Sorin Mărgărit și am mai avut Delta Dunării, un album foarte frumos. Dacă tot am spus de Sorin Mărgărit, cu ocazia acestui album de artă, pot să-l numesc, chiar dacă titlul este Farmacie, cineva s-ar gândi că o farmacie poate să fie un album de artă, eu vă spun că este un album de artă. Prezent, publicațiile editurii abordează cele mai importante domenii, precum drept, artă, economie, istorie, diplomație. Într-o grafică deosebită, adaptată noilor reprezentări de comunicare vizuale la nivel internațional, în ediții uneori bilingve sau trilingve, monitorul oficial continuă să propună iubitorilor de carte cea mai consistentă ilustrare a producției culturale din România. Profesia dumneavoastră a fost cea de inginer automatist, ați devenit editor de carte. Care sunt autorii preferați? În ce domeniu? Să zicem beletristică. Ce scriitori citiți cu plăcere sau vă întoarceți la ei cu plăcere? Pot spune că Tolstoi mi-este apropiat. Poate și din cauza vremilor, poate și
Acum, ce să spun, mi-aduc aminte din copilărie ce puteai să citești decât un Mark Twain. Adică sunt cărți care și în ziua de azi am văzut și chiar mi-aș dori să văd, că nu știu exact cine a fost ultimul care a scos din... A fost un preferat al meu, al copilăriei, Jack London. Colț alb. Colț alb, Chemarea străbunilor. Adică, cărți cu care am început sau... Eu am fost un pasionat și în ziua de azi sunt un pasionat cărți despre război. Ce citiți acum? În momentul de față, mi-am luat să citesc un, de fapt, n-aș putea spune că e, am un album foarte interesant. Este vorba de istoria românilor din perioada 1880-1930. E, practic, zic eu, perioada cea mai frumoasă a României.